Accident grav în capitală. Un șofer s-a izbit cu autoturismul de o bordură și s-a răsturnat cu mașina pe un bulevard din sectorul 6 după ce a pierdut controlul volanului. Din spusele martorilor, impactul a avut loc din cauza vitezei excesive cu care acesta circula. Din fericire, șoferul nu a suferit răni grave, însă a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Circulația rutieră în zona a fost blocată 10 de minute.